mâncare cu principii. All kinds of variety. De Cezar Munteanu. A little bit of everything. La Europa FM. Uite că a venit Cezar în studio. Nici nu știu, trebuia să te așteptăm cu o șampanie, să notăm data în calendar. Vorba cântecului, cu happy ending. Cu happy ending, da. Vorbeam acum câteva zile, Cezar, pe drum cu prioritate, despre un concurs din Germania și dovlece ai lor ajunseseră undeva pe la 600 de kilograme bucata. Da, este recordul. 600 de kilograme, Dumnezeule, un dovleac. 600 de kilograme de dovleac îți ajung să hrănești, să faci o plăcintă pentru cam 400 de... Ba nu, vorbesc ca aiurea, pentru exact vreo 1000 de persoane. 1000 de persoane, cam singur dovleac. Păi... Oare cât ori cere pe el, dacă l-ar vinde așa? Păi cred că e ca la tonul de la japonezi. Așa. Îl bagă la licitație, primul ton, pac, 3 okay. milioane. N-am deschis discuția despre dovleci degeaba. Știu că ai venit pregătit cu rețete multe pentru noi. Ne dați ori nu ne dați. Da. Ce facem cu dovleacul? Știi, acum mă gândesc la ala de 600 de kilograme, că o puteai pune lejer pe osie, pe șasiu, că tu ești cu mașinile. Așa. Și să-l faci ce? Căruța, caleașca cenușăresei. Ah, ok, nu m-am gândit. Nu știu ce cenușăreasă s-ar mai urca într-un dovleac. Sau într-o caleașcă. Nu știm, mă rog, nu vreau să... Da, ultima persoană în trăsură trasă de cai s-a dus acum câteva zile. Da. Așa. Și odată cu ea o eră. O eră, corect. Dar hai să ne ducem într-o notă optimistă și să vorbim despre dovlecii noștri. Eu cred că, mă rog, mă amuz acum, dar cred că s-ar găsi cineva cine să urce și într-o caleașcă într-un dovleac de 600 de kilograme. E o provocare. Bun, rețete cu mult dovleac, pentru că tocmai mi-a urcat pe pagina mea pe True Food o supă cremă de dovleac și cu niște povestiri din debutul meu în bucătărie, în ale bucătăriei. Tot la mine pe pagină pe Instagram găsiți plăcinta cu dovleac pe șef Cezar Munteanu și nu doar asta, dar hai să vă spun de cea mai tare plăcintă de dovleac cu mere. Deci cu pui mere. Și mere, că de obicei aveam de ales între cea cu mere și cea cu dovleac. De data asta nu avem, tăiem merele cubulețe ca pentru strudel. Știi să faci strudel, Radu? Da, sigur, să le mănânc, da. Deci Radu știe să facă strudel, adică peste mere, presari, zahăr, le lași așa un pic cât să se scurgă sucul din ele, după care, repede la tigaie, tragi cu un pic de unt și ulei de struguri. Uleiul de struguri îl punem ca să nu dăm gust de floarea soarelui, de măsline nu există că e desert, după care punem dovleacul la fel, tăiat cuburi, presărați el cu zahăr. Zahăr și praf de anason. Frumos, un salto in padella, cum spune italianul, ai amestecat merele și cuburile de dovleac, pui o mână de pesmet, o mână nu foarte mult, cât să-ți oprești sucul ăla să nu fie întins în toată tigaia și le lași să se răcească. Iei frumos din comerț ca să nu muncești foarte mult, cu toate că te-aș pune pe tine, moi la tine așa și ca să fie un spor și un elan de muncă, ca la 1 mai te-aș pune să întinzi o foaie de strudel mare cât masa asta, cum fac austriecii. Dar până una alta există și varianta de a da fuga în comerț, să luați foaie de foietaj, deci nu foi de plăcintă. Foile de plăcintă sunt prea fine, prea așa, foaie de foietaj, deci o întins foarte bine pe masă cu mere de neaua, dar foarte bine, știi ce înseamnă, întins la ea până nu mai poți, dintr-o bucată atâta să faci și să o triplezi ca și dimensiune. După ce s-au răcit foarte bine toate ingredientele, n-ai de făcut decât să le pui în foaie, strângi frumos, lași la rece, musai să lași la rece pentru că foietajul e făcut cu unt și se întărește și să bagi în cuptorul foarte fierbinte, cât să se caramelizeze repede și aluatul, dar merele să nu-ți rămână, să nu aibă timp nici merele, nici dovleacul să se lase foarte tare. Cam cât timp îți ia preparatul ăsta? Văd că trebuie să ai răbdare, să se răcească, să ai răbdare, să... Păi e la tine o problemă. Păi nu, zic așa, în general. O oră maxim. O oră, cam o oră. Și știi? Pentru un nepriceput vreo două, nu? Nu e vorba de nepriceput, este dragostea pentru bucătărie. Intri acolo, te simți bine. Eu ți-am mai zis și vă spun de fiecare dată în Mâncare cu Principii, dragii mei, în bucătărie, nu trebuie să intrați pentru a fi pedepsiți. În bucătărie intri să te simți bine. Nu e o corvoadă. Asta, bucătăria o faci cu relaxare. Asta vreau să spun. Foarte mult se relaxează atunci când gătesc. Și e o metodă prin a... pentru a te relaxa. Sunt foarte multe team building-uri care se fac cu
specific culinar. Ba, tot felul de competiții între echipe, acolo e cel mai frumos când îi pui să dueleze, mamă, și să vezi câte orgolii ies. Cum că pulpele mele sunt mai tari ca ale tale? Cum că pieptul meu e mai bun? Și tot, astea sunt discuțiile pe care le-au băieții în general în bucătărie, pentru că ei sunt foarte pătimași. Fetele de departe, doamnele de departe, băi, copii, ascultați de mine aici. Deci, în general, mă uitam la team building-uri, le vezi pe doamne că se poziționează direct în vârf acolo și aia mici, pe lângă, piu, 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 hai mama, ce mai facem? Cred că ai fost la ultimul film românesc lansat. Și nu, uite, chiar am zis că vreau să mă duc acolo. Ce mai putem face, Cezar, cu din dovleac? Ok, facem strudelul ăsta unde punem și niște mere, o supă cremă, parcă așa supă cremă, da, e foarte simplă. Deci chiar foarte, foarte simplă. Lucrez ori cu dovleac copt din prima sau sotez. Am și zis acolo în videoclip, am și spus acolo că niciodată nu mă apuc să fierb dovleacul în apă multă, ceea ce este foarte greșit. La fel se face și cu sfecla, la fel și dovleacul. Guliile, la fel, niciodată nu le fierbem în apă multă. Ne apucăm, prima dată le rumenim un pic sau ne jucăm un pic cu temperatură, cu un pic de ulei de struguri în tigaie și punem lichid. La sfeclă nu mai zic, că niciodată sfecla nu are voie să aibă contact în exces cu apa, pentru că se oxidează, pierdem toate valorile nutriționale și atunci e păcat de ea, știi? Cum alegi dovleacul cel mai bun? Iartă-mă că te întreb dovleacul asta, cel mai bun, nu m-am gândit niciodată, știi? Adică dovleacul cel mai bun, uite, și asta, tu te-ai uitat pe videoclip? Nu m-am uitat, pur și simplu am o curiozitate. Așa și încep. Cu doi dovleci, un plăcintar și un dovleac cu coaja verde. Plăcintarul, evident, este cel pe care îl recomand în orice ipostază, pentru că este mult mai parfumat. Așa, și este și mai ușor de curățat. Ăla care are franjurii aia, deci trebuie să stai să curezi fiecare felie, să o desfaci. Deci e foarte simplu, plăcintarul. De unde îți dai seama? Niciodată când ai cumpărat dovleac, nu te apucat să gătești cu el. Da? Ori cumperi unul care este deja tăiat și vezi că este foarte portocaliu. Altfel, cel puțin în perioada asta, te poți trezi că nu sunt ajunși la maturitate de plină. Știi? Din acest motiv te întrebam, ok, poate la pepene am lămurit. Cum alegi cel mai bun pepene? Cum îl alegi? Că... Păi îl ciocănești, te uiți la codița lui să fie așa mai uscată un pic. Spun și ce îmi spun oamenii de la care cumpăr, știi? Cel mai simplu la pepene, mă rog, dacă ai norocul să nu dai din ea cu coaja groasă, cu toate, că dacă ai dat de pepene cu coaja groasă, e foarte bine, că ai o recuperezi și o faci dulceață. Dar la pepene apeși cu vârful, cu degetele, apeși cu de tare poți pe partea, fără codiță. Fără codiță. Exact. Și ce trebuie să întâmple? Și să nu fie moale. Să nu fie moale. Este moale. Dar până la urmă, cum trebuie să sună un pepene ca să fie copt? Și asta e ultima întrebare, a plin sau a gol? A gol trebuie să sune, da? Da? Dar mai încă o altă chestie, îl iei în brațe, te uiți un pic la el și îți cam dai seama dacă este gol-gol sau gâl-gâl. Ok, ce mai facem cu dovleac ca să termin repede? Deci plăcinta cu dovleac, facem gem, dulceață de dovleac. Dulceață de dovleac cu trandafir este extraordinară, pentru că puteți pune mâna pe ultimele petale de trandafir pe care aveți acum în grădină pentru dulceață de trandafir și asta este extraordinară. Toți sau dulceață cu lavandă. Toți trandafirii sunt buni pentru dulceață? Nu sau... toți trandafirii. Nu, toți, nu. Numai aia de dulceață. 85% luați-i, culegeți-i și dăruiți-i persoanei drage și ceilalți 15% sunt aia pentru dulceață. Mulțumim, Cezar. Cu mare drag și intrați pe Instagram pe Șef Cezar Munteanu și vă lămuriți cum stau lucrurile. Trebuie să aprofundăm treaba asta cu dulceața de trandafiri. Intrăm pe Facebook, nu? Uh-huh. Suntem live pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Mă rog, am fost, că acum nu mai suntem, că ne vedem de drum, știi? Mulțumesc foarte mult, te așteptăm. Cu mare drag.